Teorii despre evoluția vieții. Resurse educaționale dedicată clasei a 8-a. Conform teoriei evoluției, toate speciile care există pe planetă au evoluat dintr-un strămoș comun și continuă să evolueze. Teoria lui Georges Cuvier consideră că la anumite intervale de timp au avut loc pe planetă catastrofe de tipul inundațiilor sau erupțiilor vulcanice, catastrofe ce au determinat dispariția unor specii. După un timp, nișele ocupate de speciile dispărute erau repopulate de specii venite din alte zone. Teoria lui Jean-Baptiste Lamarck consideră că evoluția se realizează concomitent cu modificările mediului. Astfel, părțile corpului cele mai utilizate se dezvoltă mai mult, modificări ce se transmit și urmașilor. Spre exemplu, această teorie consideră că girafele au căpătat gâtul lung pentru că se întindeau în continuu după frunzele din copaci. Și invers, părți ale corpului nefolosite se reduceau până la dispariție. De exemplu, viețuitoare cu aripi, care nu foloseau aceste organe, ajungeau să fie nearipate. Teoria darwinistă a evoluției a fost elaborată de Charles Darwin. Factorii darwiniști ai evoluției sunt ereditatea, variabilitatea, suprapopulația, lupta pentru existență și selecția naturală. Ereditatea este un factor esențial al evoluției. Astfel, transmiterea oricărui caracter era considerată de Darwin o regulă, iar netransmiterea oricărui caracter era o excepție. Variabilitatea. Darwin a observat deosebiri clare între indivizi din aceeași specie sau chiar între indivizi din cadrul aceleiași rase de animale sau soi de plante. Astfel, variațiile plantelor și animalelor pot fi definite, adică reacțiile sunt uniforme la aceleași condiții de mediu. Spre exemplu, caii aduși în insulele mici vor avea, ca descendenți, cai de talie mică. Dar există și variații nedefinite, cu reacții neuniforme ale indivizilor din aceeași descendență. Astfel, plantele pot crește și se pot dezvolta diferit în aceleași condiții de mediu. Suprapopulația reprezintă un alt factor darwinist al evoluției. Constă în creșterea excesivă a numărului de indivizi în cadrul unei populații. Această creștere va duce la lupta pentru existență. Lupta pentru existență reprezintă suma eforturilor unui organism de a supraviețui și de a da naștere la urmași. Întărește specia prin înlăturarea indivizilor slabi cu anomalie ereditare. Selecția naturală reprezintă totalitatea mecanismelor ce acționează în sensul creșterii gradului de adaptare a populației la condițiile de mediu, pentru supraviețuirea organismului. Lucrați în echipe. Alegeți o adaptare a unui animal sau a unei plante și explicați cum a evoluat această adaptare conform teoriilor evoluției vieții. De ce credeți că se modifică continuu numărul de specii cunoscute? Evoluția este necesară? De ce?